Bun revenit pe canalul meu ca să vorbim astăzi despre Cartea Oglinzilor de Eugen Ovidiu Chirovici. Vă promiteam că ne oprim și la această carte după Cartea Secretelor, așa că iată-ne aici. Să vedem ce e trecut pe coperta 4. Primul autor român care cucerește piața internațională editorială, Cartea Oglinzilor, publicată în peste 38 de țări din toată lumea. Jocul minții tale te poate surprinde chiar și pe tine. Inteligent și sofisticat, o crimă povestită așa cum Picasso picta tablouri. O recomand cu căldură, spune Lee Child. Un roman cu adevărat genial care m-a captivat de la prima pagină, spune Francesca Patac, editor, și o poveste captivantă despre natura iluzorie a adevărului și a memoriei, spune Tammy Cohen. Să vedem și rezumatul cărții. Această carte este din nou împrumutată de la Biblioteca Județeană Paul Iorgovici. Irelevant, povestea e aceeași. Un manuscris misterios, o crimă neelucidată, o investigație plină de neprevăzut. În cei 5 ani de carieră, agentul literar Peter Katz a evaluat sute de manuscrise. Niciunul dintre acestea însă nu a reușit să-i stârnească interesul precum fragmentul trimis de misteriosul Richard Flynn. Student la Princeton, la vremea când se petrec faptele din povestirea lui, Richard oferă atât de multe detalii despre uciderea profesorului Joseph Veeder, încât Katz nu știe ce să creadă. Oare autorul manuscrisului este criminalul sau doar are informații care pot duce la elucidarea cazului? Intrigat, agentul literar pornește o investigație pe cont propriu pentru a descoperi adevărul. Mai precis, această carte este structurată pe 3 părți. În prima parte îl avem narator pe acest Peter Katz la un loc cu autorul manuscrisului, mai apoi avem un jurnalist ca narator, să văd dacă găsesc acum să vă arăt repede, partea a doua, și avem și o parte a 3-a în care narator devine un fost polițist. Mă rog, veți vedea când veți citi cartea. Așa începe partea a 3-a. Să vedem ce fragmente am selectat în schimb eu pentru voi. Pentru cei mai mulți americani, anul 1987 a fost cel în care bursa a urcat până la cer pentru că apoi să-și dea duhul. Scandalul Iran-Contra a continuat să zgâlție scaunul lui Ronald Reagan la Casa Albă, iar serialul The Bold and the Beautiful, Dragoste și Putere, deși eu cred că aici e tânăr și neliniștit, dar nu știu sigur, a început să ne invadeze sufrageriile. Pentru mine a fost cel în care m-am îndrăgostit pentru prima oară și am aflat că diavolul există. Laura era plăcută, avea simțul umorului și mi-am dat seama că citise foarte mult. Ca orice tip de vârsta mea, eram o bombă cu hormoni. În momentul acela n-aveam nicio prietenă și tângeam după sex, dar îmi aduc bine aminte că atunci, la început, nu m-am gândit nicio clipă la varianta cuplării cu ea. Eram convins că avea un prieten, deși n-am vorbit despre asta. Cert e că mă tulbura ideea de a-mi împărți locuința cu o fată, ceea ce nu se mai întâmplase până atunci. Era ca și cum, dintr-o dată, urma să am acces la niște secrete care înainte îmi fuseseră interzise. Nu ți-a zis nimic, mi-a replicat Iasec, doar lucruri comune pe care le-ai fi aflat oricum citind biografia tipărită pe coperta oricăreia dintre cărțile lui. În schimb, i-ai spus la un moment dat că ți-e teamă de șerpi și că la 4 ani și jumătate ai fost victima unei tentative de viol din partea unui vecin dus cu pluta, pe care apoi tatăl tău aproape că l-a omorât în bătaie. Astea sunt lucruri cu adevărat importante. I-am spus așa ceva? Nu mi-amintesc. Jocul lui preferat este să scormonească prin mințile celorlalți, așa cum scotocești printr-o casă necunoscută. Nu este vorba de un tic profesional, ci de o curiozitate aproape maladivă, pe care rare ori reușește să-și o țină în frâu. De aceea a acceptat și chestia cu programul despre care... În acei ani începuse deja epoca Fast Love și nici eu nu făceam excepție de la regulă, însă cu ea părea să fie cu totul altfel. Îmi pierdusem virginitatea la 15 ani, în patul deasupra căruia era lipit un poster lucios cu formația Blondie, al unei fete numite Joelle, cu 2 ani mai mare decât mine, care locuia pe Fulton Street. În anii care urmaseră avusesem mai multe partenere, iar de vreo 2-3 ori crezusem chiar că mă îndrăgostisem. În seara aceea mi-am spus însă că mă înșelasem, poate că în unele cazuri fusese vorba de atracție, de pasiune sau de atașament. Cu Laura era cu totul altceva. Erau toate acestea la un loc și încă ceva în plus, dorința supremă de a fi cu ea în fiecare minut și în fiecare secundă. Simțeam poate oarecum confuz că perioada aceea avea să fie de scurtă durată și mă grăbeam să adun amintiri care trebuiau să mă ajungă o viață. Din păcate nu mă înșelam, peste doar câteva săptămâni de toate acestea avea să se aleagă praful. În urmă cu mai mulți ani am făcut un experiment, am alcătuit un eșantion din studenți născuți în perioada aceea în orașe cu peste 500.000 de locuitori. Niciunul dintre ei nu și amintea să se fi rătăcit într-un mol în copilărie. În stare de hipnoză, li s-a sugerat că un asemenea episod a avut totuși loc. Care crezi că a fost urmarea? 3 sferturi dintre ei au declarat ulterior că și-au amintit că s-au rătăcit în magazin, oferind și amănunte despre întâmplarea cu pricina. Cât de speriați erau, cum au fost găsiți și conduși la mamele lor, anunțurile la difuzoare care menționau că John or Jane au fost găsiți la raionul de produse congelate. Cei mai mulți au refuzat să creadă că totul era doar rezultatul unei sugestii împletite cu vechile lor spaime din copilărie. Își aminteau mult prea bine întâmplarea respectivă pentru a crede că n-a avut loc cu adevărat. Dacă i-aș fi sugerat unui tânăr născut și crescut în Midwest, vestul mijlociu, că a fost atacat în copilărie de un aligator, de exemplu, cel mai probabil rezultatul ar fi fost nul, deoarece în memoria copilăriei lui nu era imprimată frica de asemenea reptile. M-am dus la fereastră și am privit afară. Vârtejurile de zăpadă se întrezăreau ca niște stafii în lumina becului de veche de pe verandă. Apoi, dintr-o dată, mi s-a părut că zăresc la 10 metri de fereastră o siluetă întunecată, care a dispărut fulgerător în partea stângă, în spatele unor magnolii înalte, cu ramurile acoperite de omăt. Eram aproape sigur că nu mi se păruse, deși vizibilitatea era extrem de redusă din cauza întunericului și a viscolului, însă nu m-am hotărât să-l pun la curent pe Veeder cu ceea ce văzusem. Era oricum destul de stresat și tracasat. Atât am selectat pentru voi din Cartea Oglinzilor, nu vreau să vă dezvălui mai multe. Cert este că ne vom auzi sâmbătă atunci când vom povesti câte ceva despre misterele acestei cărți. Până atunci, aveți grijă de voi!